Pentru cei născuți în semnul gemenilor, săptămâna viitoare este foarte interesantă. Sunt avantajați cei care studiază, oamenii deștepți, cu o viață intelectuală deosebită, cu o anume pregătire, cu o evoluție spirituală, cu o deschidere culturală, cu un orizont de cunoaștere care presupune subtilitate sau excelență. Sunt avantajați cei care lucrează într-un domeniu public, al presei, al televiziunii, al artelor, al politicii sau al cercetării științifice. Sunt avantajați toți cei care au foarte multă mobilitate și disponibilitate să umble, să circule, să fie prezenți peste tot, uneori până la ubicuitate, să facă experiența unor noi țări, a unor noi teritorii sau ale unor noi spații de cultură și civilizație. Există un pic de aventurism, foarte multă curiozitate, dorință de a pleca, dacă nu cumva chiar un dor de ducă, disponibilitate de a părăsi tot ceea ce reprezintă pentru ei un balast. Se eliberează de tot felul de piedici pentru a-și ușura un drum care să le deschidă ulterior o carieră sau care, repede, repejor, chiar să le susțină o anume propunere, o numire sau iminenta lor schimbare dintr-un registru socioprofesional într-altul. Pentru acești nativi, prezența planetei Jupiter în casa a 10-a este una cu adevărat benefică, fundamental pozitivă, pentru că aduce o lumină de normalitate și o mână de ajutor, aș spune ajutor divin. Pe de altă parte, pentru că este vorba de semnul peștilor, care este generos și detașat, apoi pentru că există și o vecinătate, chiar dacă nu e un aspect de conjuncție, cu planeta Uranus, care aduce schimbări bruște. Mulți dintre cei născuți în gemeni pot să primească cele mai neobișnuite propuneri de afaceri, de parteneriat sau de postură publică, de responsabilitate. Unii pot să fie numiți într-o funcție, alții pot să primească tot felul de însărcinări în vederea testărilor. Să vedem dacă face față, să vedem cum se descurcă și apoi vom vedea. Pot să stea liniștiți, se vor descurca foarte bine și probabil că acest context astral care le armonizează natura lor zodiacală cu natura lor interioară și intelectuală dinspre vărsător, face ca săptămâna viitoare să fie una spectaculoasă. N-aș spune că sfârșitul săptămânii nu este încleștat și nu-i surprinde uneori pe picior greșit. Își fac tot felul de calcule, dar pe 29 ianuarie, ulterior pe 30 și pe 31, combinația destul de acidă între Lună și Marte poate să-i pună în situații neprevăzute. Să fie atacați, contracarați, puși în situații imposibile, tocmai pentru a se vedea în ce măsură rezistă. Sau pur și simplu pentru că în jurul lor sunt invidioși, geloși, rivali care doresc să îi marginalizeze, să îi excludă sau să îi pună în situații imposibile. Ceea ce este foarte ciudat în acest context astral, al perioadei cuprinse între 23 și 29 ianuarie, este că în timp ce nativii din Berbec acționează ca niște gemeni, adică preiau elemente de gândire și de logică ori de capacitate de a descurca niște ițe încurcate, ca și cum ar fi gemeni, cei născuți în gemeni preiau metodele și stilul de atac al berbecilor. Cei născuți în gemeni pur și simplu lovesc, dau replică, nu în sensul că se bat ca nebunii în tot felul de situații de stradă. Este vorba de o bătălie a ideilor, dar este vorba și de foarte multă mobilizare. Este vorba de o luptă prin cuvinte, prin rostire, prin oralitate. Înclin să cred că vor reuși să țină cumpăna, să nu întreacă măsura, să nu facă exces de zel, să nu comită indiscreții, să nu spună ce nu trebuie și să rămână în permanență pe fază. Va fi însă un joc dificil care îi va aduce pe cei care asistă la acest spectacol în situația în care se află uneori spectatorii la circ, atunci când văd un număr care pune în pericol viața acrobatului, și anume mersul pe sârmă.
Cam așa va fi sfârșitul săptămânii viitoare pentru acești nativi, care vor găsi foarte multă temeinicie în acest context astral. De altfel, lor le place această ieșire din anonimat, le place vedetismul, le place emanciparea, afirmarea și surpriza, adică lucruri care țin și de o natură a lor subtilă. Acum găsesc și energia necesară, ba, aș spune că Mercur, planeta lor guvernatoare, care se află acum în Capricorn, le dă un soi de determinare, de mobilizare, un soi de vână interioară, de virtute, care îi transformă în niște